Anul acesta, administrația locală a debutat cu o ședință de consiliu extraordinară. Încă de la început au existat unele mici probleme legate de o posibilă incompatibilitate. Consilierul de la Partidul Oamenilor Liberi, Octavian Dumitrașcu, fiind numit recent în funcția de director al unui colegiu din Câmpul Lung, a preferat să nu participe la ședință pentru a nu intra sub incidența legii. Inițial, pe convocator au existat doar 3 puncte, ordinea de zi fiind completată cu încă 2 proiecte de hotărâri. La proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu la nota de fundamentare a Spitalului Municipal Câmpul Lung pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții publice în anul 2021, ce se pot finanța în conformitate cu prevederile articolului 191 din legea numărul 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și completările ulterioare. Discuții? Să înțeleg că nu. Supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre numărul 5. La proiectul de hotărâre cu privire la acordarea unui aviz de principiu la nota de fundamentare a Spitalului de pneumofiziologie Câmpul Lung pentru cofinanțarea unor proiecte de investiții publice în anul 2021, ce se pot finanța în conformitate cu prevederile articolului 198 din legea numărul 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății republicată cu modificările și completările ulterioare. Același lucru ca și la punctul anterior. Dacă nu sunt discuții, vă supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Toate cele 5 proiecte au fost aprobate în unanimitate. Acestea au făcut referire la stabilirea stațiilor de pe raza municipiului pentru mijloacele de transport care tranzitează orașul, a fost aprobată structura rețelei de învățământ din Câmpul Lung și s-au dat 2 avize de principiu pentru derularea unor proiecte la Spitalul Municipal din Câmpul Lung și Spitalul de Pneumoftiziologie.